Бызыга Габриела, Сафонова Александра, Савинова Екатерина, Бурдунюк Ольга, Бордане Екатерина, Штирбу Лилия, Круликовская Татьяна, Казаку Лилия и Кожокару Мария sunt cele 9 femei care au intrat în cel de-al 14-lea sezon al proiectului Slăbește Sănătos. Și dacă la preselecție au fost multe emoții, dar și surprize plăcute, în acest episod ne-am propus să faceți cunoștință cu fiecare protagonistă în parte. Cum te numești și ce vârstă ai? Gabriela, 19 ani. Olga, am 45 de ani. Caterina, am 22 de ani. Mă numesc Lilia, am 30 de ani. Tatiana, mi-e 43 года. Mă numesc Ecaterina, am 32 de ani. Maria, am 45 de ani. Mă numesc Alexandra, am 32 de ani. Меня зовут Лилия, мне 40 лет. De profesie ești? Studentă. Sunt medic. Filolog. Manager bancar, acum sunt în concediu de maternitate. Я работаю врачом. Sunt educator, concediu de maternitate. Casnică. Contabil. Administrator magazină. Vrei să slăbești pentru că... Vreau să fiu frumoasă și sănătoasă. Pentru sănătatea mea, pentru binele și liniștea mea interioară. Ca să fiu încrezut în mine și frumoasă. Să fiu o mămică și o soție exemplu. Pentru că să scucilăși pe себе șesliuăi. И хочу еще ребенка. Să fiu o mamă sănătoasă și frumoasă. Mă mândresc cu mine. Să fiu frumoasă și sănătoasă, sexy. Хочу быть здоровой. Câte kilograme ai? 97. 85. 75. 77. 117. 97.5. 83 de kilograme. 87. 97.8. Dulce sau sărat? Ambele. Sărat. Dulce. Dulce. Ostră. Și dulce și sărat. 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 Сладкое. Mâncarea preferată este? Mâncarea rapidă, fast food. Zic sarmale și mămăliguță cu brânză și friptură. Carne și salăturile. Torturile. Мясо во всех проявлениях, плюс овощи на гриле. Totul. Dulciurile la ceai mai mult. Spăniți din cei, da, cel mai tare plac. Cu orice fel de sosuri. Mesnii, blude, salate. Stilul sănătos de viață este? Corp frumos și o minte ageră. Somnul, respectarea meselor. Gândirea pozitivă. Regim alimentar sănătos și multă mișcare. Iubiți, buți iubimei. Alimentația corectă. Sportul. Mișcare. Свежий воздух. Și pentru că fiecare concurs își are regulile sale, am mers împreună cu protagonistele proiectului la un seminar de nutriție susținut de Galina Tomaș, unde acestea au fost instruite despre cele mai importante reguli pentru un stil de viață sănătos, scăderea corectă în greutate și menținerea pe tot parcursul vieții. Sistemul limfatic, sistemul sanguin, el trebuie în fiecare zi pornit. Vă puneți ca scop și ajungeți măcar la normă. Asta nu înseamnă că dacă ai indicele mase corporale în limitele normale, ești sănătoasă, dar măcar ajungeți în limitele normei. Important, voi să vă alimentați și să scriți ceea ce ați mâncat de fapt. Este, da? Zile de detox. Una, două, trei pe săptămână. În general, la un moment dat, vă recomand la toată lumea să aveți cabinetul vostru personal în care primiți regimul alimentar zilnic, în care primiți antrenamentul. Și nu e necesar dacă să vă duceți până la sală ca să faceți antrenament. Voi acum sunteți în proiect și mergeți zi de zi. Dar, de fapt, statistic, femeile se duc la sală dacă de trei ori pe săptămână, asta în cel mai bun caz. De aia și-am făcut proiectul ăsta online, ca tu pur și simplu să faci așa la un click distanță, și ai făcut exercițiile, adică ai silueta, ai făcut exerciții. Bine că și procesul de slăbire acum îmi reușește foarte, foarte bine cu femeile din, nu știu dacă reușiți să vă uitați emisiuni, din Italia, din deci, Irlanda, din toate zonele globului pământesc. Fiți cu ochii pe noi, deoarece în scurt timp revenim cu noi detalii și informații valoroase.